Salutare tuturor și bine v-am găsit! Sunt Mihai Dacin și am plăcerea astăzi să vă plimb cu o mașină cu adevărat specială din stocul Hitocars. Puteți intra pe hitocars.ro pentru a vedea oferta actuală. Cu experiență de peste 20 de ani în vânzarea de mașini premium rulate import din întreaga Europa, echipa Hitocars vă stă la dispoziție indiferent de marcă, indiferent de buget. Și vă trimit pe hitocars.ro pentru a găsi formularul online de înscriere și de solicitare ofertă în cazul în care vreți o mașină cu adevărat specială, la fel cum este asta cu care ne plimbăm noi astăzi, un Maserati Ghibli SQ4 din 2016. Mașina are momentan 89.000 de kilometri și se vinde conform anunțului prezent și pe autovit.ro cu 38.000 de euro TVA inclus. Este o mașină cu adevărat specială, spun, pentru că face parte din categoria mașinilor sportive și ajungem în doar câteva momente și la pasul acela în care apăsăm butonul Sport din consola centrală. Să spunem despre ea că vine în varianta SQ4, ceea ce înseamnă foarte mulți cai putere, 410, tracțiune integrală și un motor V6 F160 dezvoltat împreună cu inginerii de la Ferrari. Mașina este din 2016, însă Maserati a scos Ghibli în 2013 după o pauză de aproape două decenii în care nu a avut reprezentant în categoria medie. Este oarecum fratele mai mic al lui Quattro Porte și cu siguranță sunt elemente pe care le împrumută de la acesta. Cu siguranță însă putem discuta despre dimensiuni mult mai mici. Platforma pe care este construită mașina este M156. Dar hai să vorbim un pic despre ceea ce regăsim sub capotă. Avem un motor de 3 litri V6 biturbo care dezvoltă 410 cai. În prima variantă a fost 3 litri cu mai puțin cai și ulterior i s-au mai adăugat câțiva, așa că prin 2017-2018 mașina în această variantă dezvoltă 430 de cai. În 2020 are și un facelift unde s-a introdus motorizarea de 2 litri, bineînțeles hibrid, pentru că acesta este trendul la nivel european. Să spunem că are un cuplu extraordinar, că este o mașină extrem de sportivă, care are o tracțiune integrală, chiar dacă în mod normal avem tracțiune pe puntea spate, atunci când e nevoie, până la 50% din putere poate fi transferată roților față. Transmisia este automată ZF în 8 rapoarte și ceea ce îmi place este că în spatele volanului și independent de acesta, adică fără să se miște, sunt două padele metalice cu un feeling extraordinar și n-ai cum să le ratezi, sunt cu dimensiuni generoase, cu care poți așadar să controlezi shift up și shift down pentru o mașină care face 100 de kilometri cu pornire de pe loc în mai puțin de 5 secunde, 4,8 dacă nu mă înșel. Viteza maximă constructivă pentru acest Maserati Ghibli SQ4 este 286 de kilometri pe oră. Ne bucurăm așadar de o mașină sportivă care se simte extrem de bine pe viraje. I-am activat modul sportiv și atunci evacuarea se simte atât în exterior cât și în interior, dar cum vă spuneam, padelele fac feelingul mult mai interesant. Se aude, se percepe foarte bine și îți dă acel feeling de sportivitate pe care îl vrei. Poți să mergi și încet cu această mașină, dar poți să o transformi și într-o bestie. Este un daily driver care are o capacitate sportivă extraordinară, un centru de greutate foarte bun, coborât în așa fel încât să stea bine pe viraje la viteze destul de mari. Ador feeling-ul ăsta când o mașină te bagă la propriu cu spatele în scaun, scaune ergonomice, scaune care se simt foarte bine, de altfel fiind o mașină premium, e luxuriantă și la interior și o să vă dau câteva detalii la momentul potrivit, acum însă ne bucurăm de toată herghelia care se face auzită și simțită pe aceste viraje. Puteți să intrați pe hitocars.ro pentru a vă configura așadar o viitoare mașină. Comenzile se pot face și telefonic, dar și online și cu siguranță aveți o echipă de profesioniști la dispoziție pentru a vă alege exact mașina potrivită stilului vostru. Alegi Maserati Ghibli SQ4 tocmai pentru că ești o fire sportivă și pentru că vrei mai mult de la mașina ta, o mașină care se face remarcată, o mașină care iese în evidență, o mașină care îmbină confortul și luxul cu o sportivitate extraordinară.
n-ai cum să nu zâmbești conducând o asemenea mașină și feelingul este unul extraordinar. Mașina este din 2016, are momentan 89.000 de kilometri și un buget de 38.000 de euro. Conform anunțului pe care îl găsești și pe autovid.ro sau detalii pe hitocars.ro. Când conduci o astfel de mașină, nu te uiți la consumul de carburant, pentru că un petrolhead, un pasionat, vrea toată performanța la dispoziție, cu un cuplu extraordinar și cu o manevrabilitate grozavă. Mașina este ca un glonț. Chiar dacă pe interior mașina e senzație, pe exterior e o apariție. Maserati Ghibli SQ4 de la Hitocars vine într-o culoare white candy. Într-adevăr, dincolo de partea, să-i spunem, dulce sugerată, mai degrabă observi în zona frontală aceste linii agresive. Tridentul este până la urmă regele șoselelor. Sub capota alungită, plonjată în față, avem responsabilul pentru toată nebunia aia frumoasă pe care o simți în spatele volanului. Ne uităm la un motor de 3 litri V6, așadar 410 cai toți la dispoziția noastră. Mamă, ce îmi place să o conduc! Liniile părții frontale pentru acest Maserati Ghibli anunță sportivitate și agresivitate. Grila radiatorului este destul de joasă, dar are în centru un semn mare. Tridentul este prezent și în logo-ul Maserati, aflat un pic mai sus la capătul capotei. Trimiterea la cifra 3 se regăsește atât în blocurile optice, unde vedem cele 3 fascicule ale semnalizatoarelor, dar și pe lateral, unde ambele aripi, stânga, dreapta, față, au cele 3 prize de aer subliniate frumos cu ornament cromat. Pe lateral observăm în general forma aerodinamică a mașinii, care vine încălțată cu jante spițate pe 20. Anvelopele sunt foarte importante, ele sunt performante Pirelli pe 0. Tocmai de aceea stai foarte bine lipit de asfalt. Și pentru că este o mașină puternică, ce dezvoltă peste 400 de cai putere, o atenție deosebită trebuie să dăm și sistemului de frânare, care are discuri ventilate, de asemenea perforate, și observați cât de bine se remarcă etrierul cu pistonaș în culoare roșie cu logo-ul Maserati. Dincolo de cele 3 fante de aer pe care le-am pomenit în zona aripii față, parte cromată există și în jurul părților vitrate. Avem privacy glass, ceea ce înseamnă că pasagerii din spate au ceva mai multă intimitate. Ușile au o eleganță deosebită, sunt în stil coupé, adică fără ramă pentru zona vitrată. Iar dacă vom observa, eleganța e prezentă și în cazul acestor mânere cromate pe care le regăsim pe lateral. Ultimul montant al mașinii este cel care include logo-ul, tridentul, și apoi, încet, dar sigur, aerodinamica ne duce în zona din spate, unde vom observa un bloc optic alungit înspre aripa spate, format din două segmente, cel interior și cel exterior. Cel interior se află pe capacul portbagajului, un portbagaj pe care vom întâlni inscripțiile Q4 și Ghibli, dar și o subliniere a inscripției Maserati pe care o regăsim exact aici, unde se află și camera pentru marșarier, dar și mânerul pentru accesul la portbagaj. Capacul portbagajului este acționabil de la buton electric. Cea mai importantă parte însă în această zonă spate este cea inferioară, unde vedem sistemul de evacuare și unde cel mai important îl și auzim. Avem dublă evacuare, stânga-dreapta, ceea ce înseamnă mai mult decât sportivitate. Dacă la exterior avem o culoare candy white, la interior avem red passion. Combinație de culoare între roșu și negru, plus aceste accente metalice pe care le regăsim atât în spatele volanului, cât și în zona centrală a bordului, unde avem Maserati Touch Control, plus în zona aeratoarelor. Lucrurile acestea vorbesc despre lux, vorbesc despre o ergonomie interesantă și un feeling de premium pe care ți-l dă o astfel de mașină. Nici nu se putea altfel. Scaunele sunt îmbrăcate în piele, sunt încălzite, în același timp ventilate. Te bucuri de o experiență acustică extraordinară, pentru că la interior avem un sistem de sunet Bowers & Wilkins. Ori asta spune tot.
Volanul este foarte plăcut la atingere și el îmbrăcat în piele, iar acestea sunt padelele despre care vorbeam în momentul în care am condus sportiv mașina pe cărări de munte. În fața mea am un display între cele două ceasuri analog, cel din stânga pentru kilometraj, cel din dreapta pentru rotații pe minut. Iar în mijloc, pe acel afișaj, am practic toate informațiile de care am nevoie în parcursul meu. O să pornesc mașina tocmai pentru a vedea că pornirea este la buton, adică este keyless entry și keyless go, acest Maserati, chiar dacă este din 2016. Și foarte important, Maserati Touch Control este la doar un click distanță, foarte aproape de mine. Tehnologia însă se îmbină cu aspectul, hai să nu-i spunem retro, cât clasic și foarte elegant, pentru că deasupra bordului tronează un ceas analog cu însemnul Maserati. Ori asta îi dă rafinament, îi dă finețe. Sub acest Maserati Touch Control, unde poți să activezi cu degetul radio, playerele, diferitele butoane de climatizare, navigație, telefon și setări, avem câteva butoane pentru a regla intensitatea sistemului de navigație și probabil cele mai importante chestiuni le regăsești pe această consolă centrală, care este într-un piano black. Avem dincolo de mânerul schimbătorului, care ți încape ușor în căușul palmei, câteva butoane importante. Controlul tracțiunii poate fi activat sau dezactivat. Modul M pentru a schimba cele 8 viteze ale cutiei automate ZF. ICE, ceea ce înseamnă Increased Control and Efficiency, adică un fel de mod eco. Butonul Sport, care schimbă așadar și tonalitatea evacuării, dar și comportamentul cutiei, motorului, accelerația se simte un pic altfel și suspensia în același timp, ea poate fi de altfel controlată tot de aici, de pe un buton, unde suspensia poate deveni sport odată cu celelalte setări ale mașinii. Iar cotiera asta nu face decât să fie parte din ergonomie. Consola centrală este destul de generoasă, vei găsi destul spațiu aici pentru depozitare, dar și conectică, respectiv un jack pentru auxiliar și un USB pentru a te conecta la acest Maserati Touch Control. Scaunele sunt extrem de bine realizate, au o susținere laterală, pielea este perforată, iar tetiera, care este ajustabilă, are brodat tridentul Maserati. Totul la superlativ la interior, e o plăcere să te afli în cea mai importantă poziție, cea a șoferului. De la bordul unui Maserati Ghibli SQ4, impresionant, vă salut și vă mulțumesc că ați urmărit acest material. Intrați pe hitocars.ro la secțiunea formular online, unde vă puteți plasa o cerere de comandă pentru o mașină premium rulată adusă din Europa. Vă puteți bucura și de oferte generoase de garanție cu o dobândă avantajoasă, indiferent de forma de finanțare pe care o alegeți pentru noua voastră mașină.